Viditello mi vedi Minecraft di 2016, 2016. A te ti parte a tre. Ma am doar așa să luăm de vizita și să mergem de unde am rămas. La lumea lag. Lumea merge așa de greu. Nu mai răspunde telefonul. Sunt 1000 de găini aici. Nu pot să joc. Nu pot să fac absolut nimic. Apoi mai departe. Lumea Ana. Ce avem noi aici? O construcție foarte stranie. Și mai avem ceva aici. Cred că știu ce este asta. Țin minte, deci asta este camera lui Ana, o colegă de-a mea. Am făcut la un moment dat un videoclip pe canalul meu care se numea Virusul din Minecraft și asta de aici cred că este continuarea, partea a doua. Asta este videoclipul de care ziceam, Virusul din Minecraft, acum 2 ani. Acest videoclip este vorba despre faptul că eu și cu Ana ne întâlneam și îi arătam lumea mea lui Ana. Și aici ne întâlneam, apoi aici ne uitam pe telefon, apoi arătam cum am construit camera ei, apoi am descoperit că a apărut un virus și am început să țipăm, uitați-vă, e ce agitație. Virusul m-a făcut să fiu blocat în Minecraft, o căutam pe Ana, dar n-am găsit-o și am găsit o groapă foarte adâncă, așa că am decis să sar. Și va urma. Vreau să fac partea a doua, dar n-am mai făcut. Au trecut 2 ani, nu ar fi ciudat dacă aș face dintr-o dată acum partea a doua. Să trecem înapoi la lume. Deci, aici este camera care am făcut-o. Și aici, în continuare, nu știu ce vreau să fac mai exact pentru partea a doua. Deci, aici este un fel de acvariu. Și dacă urc sus, se urc mai rapid. Așa, ce-o fi aici? Piatră și ceva pe aici, diamante, cobor aici, nu, este un mâner, ce face mâneu? A, deschide chestia aia și aici, ce-o fi? Aceeași cameră, dar nu e aceeași, pentru că geamul s-a schimbat, nu înțeleg ce vrea să fac aici. E foarte straniu. A, uite, am găsit un mâner foarte ascuns aici. A, mai deschis o ușă și e din nou. A, e ce la început, ai, e derutant, nu înțeleg. Deci, pe aici am mers în acvariu, am urcat sus și am ajuns într-o copie care duce, nu știu, mă dau bătut. Ce derutant, pe următoarea lume este mai simplă. Uai, aoleu, am apărut sub lume, să urc sus. Aici, în această gaură. Și aici, sus, nu este absolut nimic. Mi-e prea simplu. Când am cerut o lume mai simplă, nu chiar așa de simplă vroiam. Mesa plateau. Avem un deșert cu nisip roșu și o casă foarte frumoasă. Wow, ce decorațiune! Să văd înăuntru ce este mai exact. Înăuntru nu este absolut nimic, nu e completat și plus este o gaură acolo în acoperiș. Mai este ceva în această lume? Să verific. Nu mai este nimic pe aici, doar peisajul este foarte frumos. Mai departe, My World. Wow, sunt în cealaltă dimensiune. Așa am inventat blocuri care nu pot să le obții în mod normal. Adică am folosit o aplicație externă. Și acest bloc misterios care arată a obsidian roșu se folosea mai de mult în versiunea de pe telefon, dar acum nu se mai folosește. Ce interesant! Și mai am aceste chestii care nu știu ce fac mai exact, este cacao. Nu știu cum am reușit să obțin asta, deci aici este cruz și aici este copt. Și mai am și acest bloc care este portalul. Ce mișto! Ia să folosesc, oare funcționează? Da, ia cam mult timp să se încarce. Și nu e absolut nimic pe partea cealaltă. Și acum, ultima lume de vizitat. După asta o să vă mai arăt ceva. Această lume nu este făcută de mine, este instalată de pe internet și văd că este parcurs. Să încerc să văd dacă reușesc. Da, primul pas, 2, 3, 4 și mai departe am ratat. Nu este așa de mult în această lume. Așa de ce vreau să vă mai arăt, e bine, tare de mult am făcut eu o bibliotecă foarte mare de mai întâi cu asta a început, era o clădire foarte mare goală și treptat a început să construie, puteți vedea aici, la un moment dat era întuneric, dar foloseam poțiuni de vizionare în întuneric. Și aici, așa se vede din îndepărtare și când vin, a făcut decorațiune și pe exterior, dar arată ca un cub, adică mai mult paralelepiped, dar în interior arată excepțional, să vă arăt următoare poze. Deci aici sunt poze
tot că nu am terminat. Și acum asta este versiunea finală. Sus sunt și geamuri. Să vedem mai departe. Cam așa arată geamul. Și aici este camera, prima cameră. Și avem o grămadă de imagini. Deci acolo pui toate cărțile în acele cufere. Sunt mai multe locuri. Este și baie. Acolo chiuvetă. E pentru băieți și fete. Adică roz și albastru. Și asta este camera principală, ce mare și frumos. Apoi avem camera calculatoarelor. Și după aceea mai avem și alte camere. Aici este centrala energetică, de aici vine energia, cred că ceva nuclear. Și mai departe mai avem o grămadă de rafturi, canapele și avem și etaj, ce-o fi o grămadă de cărți. Și asta este de la o altă lume când am încercat să fac o sferă perfectă, Maica. Așa să continuăm. Deci, aici, în această bibliotecă, era o plajă ascunsă și era foarte interesant. Deci, unde vedeți clădirea asta, în interior era raftul cu cărți, dar am folosit acest tablou și dacă mergi prin tablou, ajungi la plajă și înapoi. Aici am găsit o poză cu lumea că am verificat mai devreme cum era în construcție. Mai am aici această clădire care arată foarte straniu din exterior. Are și piscină pe deasupra. Să vedem cum arată înăuntru. Destul de frumos ce case făceam și eu pe atunci. Și din nou, toaletă pentru toți. Și ai holul, cameră de dormit. Și așa mai departe. Apoi scara până pe acoperiș unde este piscina. Și mai e o casă. Ce frumos arată în interior. Deci aici e sufrageria. Am fost cu tavan foarte înalt. Și aici era balconul de la un restaurant. Să vedem ce poze mai sunt pe aici. Vederea de pe balcon. Și aici, din nou toaletă. Mereu mă asiguram de acest lucru. Și mai avem și scări până la etaj. Ce o mai fi pe aici? Atât. Am găsit o poză că am făcut de 1 iunie, ziua copiilor. Aici sunt forsecuri și ceea ce este uimitor este că am reușit să fac asta folosind doar paint. Să vedem ce poze mai sunt aici. Altfel de case, Minecraft, iepuri, acvariu, așa e sas casa. Asta e. Și aici avem junglă, o altă casă. Aici zic că este un oraș. Aici am făcut o casă special pentru pisici și așa se vedea de sus. Aici urma să pun acoperișul. O inimă, curcubeu, florin și aici am instalat un mod ca să fac să arate foarte frumos în Minecraft. Vedeți, soare este așa de realistic. Nici nu mai zic că asta este Minecraft, zic că este realitatea. Vedeți ce poze frumoase am făcut. Și aici am încercat să imit teraria. Foarte interesant, nu-i așa? Și aici am schimbat texturile din Minecraft ca să fac săpadă, cam altfel de minereuri. Și pe vremea aia, asta foloseam eu ca fundal. Mai sunt câteva poze aici, bradul de Crăciun. Aici era portaul spre sfârșit și am făcut poze pentru că arăta ciudat pixelat. Pe calculator nu arată așa. Și aici era lumea mea de survival. Și mai departe, aici era când construiam o casă din ce în ce mai bună, deci ai nivelul 1, nivelul 2, nivelul 3, nivelul 4 și nivelul 5. Și mai departe nu am mai făcut. Mi se pare interesant cum de aici până aici se schimbă cerul. Asta nu a fost intenționat, dar a făcut un efect foarte bun. Și fusecuie care le-am desenat în pai m-am inspirat din acest joc. Și aici sunt niște date mai vechi despre canalul meu. Mie mi se pare destul de interesant. Și aici predicțiile pentru viitor. Cam asta a fost tot. Sper că v-a plăcut acest video și ne vedem data viitoare. Pa!